Este e 4 jumate dimineața, acum am ajuns. Aceasta oamenii cu minți. Se interpretează. Ai lumina asta, nu se vede nicăieri de lumina asta. Asta nu. Acum, ce le-am adus? Am venit cu domn Dorel. Și ceapul le-am adus. Și cu celălalt domn Dorel. Lasă-mă să ne țignească aici, să-i țignească Lucizul să bea gură de vin. Lasă-mă să ne țignească, mă, că rămâne peste ea. Asta rămâne. Acum trec așa prin... Prin ăsta lui Sergiu. Nu mă, dar este într-o acolo de două ochile pus în plasă. Dar nu-i plasă, ai rog în casă, mă. Ce? N-am fost de... N-am fost de lună aici, n-am fost de lună. Da, mai are de unul moare, unul să urmă. Dar și Sergiu a filmat după mămica, știi? Să mai zâmet. Că l-a dorit capul și i-a descântat ieri. A cerut un cărbune din sobă, nu știu cum. Și l-a băgat mie de o... Dracu știe să umble cu ăla, știi? Cu YouTube-ul și cu nu... Și, o, îi... Cu ce? Cu YouTube-ul? Îi mi-auzăm... L-ai ajuns să-i celebru, mă! Ești pe YouTube, domn Dorel, să mor eu, da. Bă, omule, în orice rău iese și un bine. Păi da, e de când e lume. Da, serios. Da. Eu mă duc să dorm, îi las pe ei să povestească. Mă duc să dorm. Da, e o chestie. Am revenit la căsuță după mult timp. Și am și adus puia multe la schimbat, că s-au uscat foarte multe din câte am plantat. Am plantat 60 în toamnă. Da, după cum se vede, s-au dus multe. Am ajuns azi noapte la 4, după cum a zis, uite, una s-a prins. Ce frumoasă e asta. Dar asta nu e de fapt tuia, asta e altceva, are aici un denumire. Ne s-a uscat, lipsă. Una s-a prins, pinul s-a prins, lipsă, uscată, bun, s-a prins. Asta e uscată. Una s-a prins, una s-a uscat. Aici trebuie una. Aici în capăt mai trebuie una. Aici nu mai trebuie, că totuși e copacul și nu se vede așa tare. Să văd un pic cum se vede aici. Bun. Din aia s-a prins o creangă, am tuns creanga de altă jos. Deci astea sunt tuia, care așteaptă să le bag în pământ. Și acolo, la gardul cu drumul, nu s-a prins mai nimic, mă, frate, ideal. Poți ca toate în linie, nu știu, nu le plăcut cu pământul. Dar am adus acum mai multe și le schimbăm astăzi. Am adus vreo 15-18 bucăți. Uite, aici nu s-a prins niciun aici, aici urât arată zona asta. Și asta de planta asta de aia chiar, de aici, de lor, autentică. De pe dealuri, doar că are muguri proaspeți, înseamnă că s-a prins. Nu știu cum îi zice, dacă știți, dați-mi un coment, chiar nu știu ce plantă e asta. Chiar nu știu ce plantă e. Așa arde soarele, zic că o să vină o ploaie. Sigur vine o ploaie. Așa e? Vine ploaia? Probably. Multă treabă. Asta e prunul, nu-i prun, e părul de la Cristi, la fratele meu. Bă, că am trecut, nu a făcut nimic, dar ăsta și-a dat drumul, uite, și-a dat drumul un pic, o crește. Prinde viață. Pere nici nu lasă să facă, că dacă lasă să facă pere, se va usca mărul. În anul 2021, nu puține mere, foarte puține, cam jumate, nici jumate cât o s-a întrecut. Nu știu de ce, poate a fost foarte frig. Dar nu-i mai, că dacă sunt puține, vor fi mari. Aici așteaptă tuia. Uite aici cum stau, soldăței de tuia, în rând. Tuia și alte multe plante și plafoane pentru apă de izvor. Aici avem tot felul de plante, avem levănțică, avem o grămadă care nu le știu. Și hai să le punem pe plantat. Și asta, de exemplu, pinul ăsta a murit, vezi? S-a uscat complet. Dar mă, unul dintre aici pe bine, cred că s-a prins toți pinii. Aducem un pic groapa și băgăm o tuia aici. Uite, asta e tuia. Ce avem noi e altceva, așa că mă uit acum să văd ce e. Uite, astea zice că ar fi Cameciparis columnalis. E ceva tuie așa albastră. Mă duc mai jos un pic, mă duc mai jos aici. Groapa. Nu, am adus aici 8 la schimb. S-a uscat multe, mă, tuia n-a crezut că așa sensibilă. Uite, am găsit o țiglă. Zicea cineva că tuia sensibilă, dar chestia asta Cameciparis ăsta nu e sensibil deloc. Asta a fost 19 lei la ghiveci. Ghiveci, vezi, ghiveci. Uite așa cum e și bagă în pământ. Și ar trebui să nu mai fie. Ba, uite măcar rădăcini verzi, bine. Ba, frumos a făcut pământul.
E bine așa? Dore. E bine, e bine. Bun. Bun. Acum dacă te prinde... Sunt prea faine, mă, pentru aici. Prea faine pentru aici? Mă, am făcut un gardiu să nu se vadă în curtea la alți oameni, știi? Să nu se vadă. Dar e frumos. Ți-ar fi fain să se uite lumea la tine în curte, nu, știi? Păi... Să mai spune din curte la oameni. Și curtea noastră se vadă, dar la alții tot. Asta, iarba nu mai pun înapoi, că... Nu, că iasă bureană. Că după aia iasă bureană, bine. Aici s-a uscat iarba, bun. No, faină jucărie. Faină jucărie. Vitele acum a călcat un pic, pădătorit. Am pus o creangă, așa mă trebuie să pun acum un pic, nu mi-a dat seama. Așa-i? Am pus o creangă tuia asta. Faină, luăm jos eticheta. Ce se face așa când faci, uite așa. Acum e clar, vezi? Mhm. Acum când dai înapoi, dai în dulceară. Acum ar văz pe Doru să filmeze. Uite, asta e. Să vadă ce scrie pe ea. Defocalizăm aici la minim. Vezi ce clar e acum. Cam aici e Paris. Aici e clar, uite. Columnaris. Asta e 19 la Dedeman. Eu vă recomand. Asta e fain să se și prinde toate. De foc, hai să mergem la urmăritoarea. Care e? Uite, aici e gol. Aici a fost, că s-a urcat și am și smuls-o în iarnă cândva. Iarba o luăm. O să băgăm undeva, nu este iarba de fapt, nu? Luăm de aici, hai să vedem. Pământul meu, mă, că am adus pământ în iarnă, am adus și de pe lângă drum, cum o săpată ăștia. Aici nu era deloc pământ, era numai piatră. Uite-o ai. Columnarisul cam unde, cum să pun, cam așa. Nimeni nu vrea să iasă, mă. Mișcă un pic ghiveciul, lovește-l un pic. Înseamnă că s-o prins bine asta aici, nu? Lovește ghiveciul, nu mai trage de. Așa. Bă, dar are rădăcini. Mai nu știu ce e aici, că văd că e mai mult îndesat. Of. Tot o să deranjează acum. Nu, no, nu-i băi. Are rădăcini faine, bravo. Bravo, copăcel. Are chiar rădăcini faine aia asta. Am văzut că-s verde în vârf. Ia, e mai mers aici un pic, să vedem cum ocupă pământul. Focalizează, știi să focalizezi? Da, mă, de că avem de la două plantate. Da, mă, dar în toamnă durea, cred că o urmă de oră până să făceam o groapă. Așa, da, mă. Dacă rămâne așa toate? Așa, fai, ce bine ar fi. Pământul mai rămas, două. Uite, asta e uscat, hai să vezi. Sau îl urcăm? Hai, bă, nu știu ce să zic. Hai să vrem, facem testul. Are ceva verde. E uscată. Nu e verde, s-a uscat la umbră. Vezi, uite, niciun fir. S-a uscat la umbră, ca ceaiul. Dacă spui la umbră, se uscă verde, știi? Nu? Cam unde e mijlocul? Cam aici ar fi, de fapt, mijlocul, nu? Că pe mai încolo un pic. Bun. Uite că am găsit creanga la tuia veche. Uite, pinul s-o prinde, vezi? Te folosi. Asta e uscată? Nu mai era de uscată. No, domnilor, așa se face cu tuia. E foarte sensibilă. Deci recomand dacă găsiți planta asta, la altă, în schimb, să o luați asta decât tuia. Pentru că din 60 de tuia câte am pus, s-o prins vreo 15 maxim. Îți dai seama? Din 60. Da, așa asta, încă nu știi care e treaba. Nu știi, se vânec. Asta era noroc că îți înghivești și rădăcina o sacă decât cu minte acolo. Mi s-a rupt râletul, săracul. Sper să mai țină un pic. Uite așa. Bun. Cam aici așa o băgăm, nu? Da, hai să vedem. Uite, da. Rădăcina este verde. Bagă acolo și nisipul, da. Să dea puțin mai jos, mă dă. Puțin mai jos. Să fie mai multă omezeală, știi? Așa, bun. Asta auzi rădăcini mai deranjate, sper să se prindă. Acum depinde cât apoi punem, aia depinde și cât de bine pătățim pământul în jurul ei. Mamă, vezi ce s-a mai speriat mașina acum, am călat până aici. O să o zi în mașină plantele, am avut majorat și am avut de fotografiat un majorat aici în Mureș. La Mureș, apropo, majoratele se fac așa cu 100 de invitați, cu neamuri, cu plicuri, știți voi ce se pune în plicuri? Sau cât se pune în plicuri, mai bine zis. Nu știu cum e la voi prin zona țării, dar la noi majoratele sunt o mine nuntă. Ia să vedem și sunt faine.
Uite așa că am pus-o. Oricum era cam uscat ghiveciul, cred că nu e uscat ea de demană. Așa e? Nu, se puse fain acum, așa e? Nu, deci am mâncat 3. 5-3. Câte mai avem? Uite aici una uscată. Aici n-am adus, mă, plantă. N-am adus. Uite, asta uscată, vezi? Complet uscată. Nu. Hai că mai filmăm după ce punem ultimele și vă mai arătăm cum arată la finalmente. Bă, a făcut un duș. Da, de bine o folosi. Oh, s-a dat duș. Oh, ce bine. Dar domn Dorel, ce mai fain duș vara, nu? Aici în Ligian. Până l-am căzut o oră. De 3 ani tot acolo în Ligian, băi. Tot ai fac, de 3 ani. Zii, domn Dorel, de când? De 3 ani tot în Ligian, de... Îi pare rău, după curent, să facă baie, baie adevărată. Baie de 5 stele în... Mă duc la hotel și fac baie, nu pot fac baie aici în Ligian. De ce că dau bani la hotel? Uite aici, amen. Hai, Doruțe, faci și tu? Nu, nu. Hai să pide acolo, mă trebuie că pun la tuia asta ultima. Sau pun pe mine, o pun pe mine, nu pe burdare. Nu, e pe tuia, mă, că e cu pământ. Unde o punem? Asta, vezi, am dat și tuile cu dușul ăsta. Nu, am făcut un duș, ce urmează? Dorel, treci la Ligian. Hai, domn Dorel, tându-te, o punem altă apă. E 2 lei dușul la mine. Era că dacă e pe gratis nu vrea nimeni, știi? Băi, la tine am făcut numai de 3 ori duș. Așa e, mă, că dacă e pe gratis nu vrea nimeni. Dacă e pe bani, toată lumea vrea, știi? Nu, dar în baia la tine eu numai de 3 ori. Hai, văd câte tu i-am pus. Am pus 10 deja. 11, 12, alea 3 mari, am pus vreo 15. Și mai avem vreo 3. În locul unde e gol, așa-i? Urmează operațiunea... Focul de tabără. Furtună în deșert. Furtună în umbră. Zici, ce facem acolo? Aici, o să vedem, surpriză. Surprize aici. Mere, frumoasă. Cam așa arată acum și o să vedeți rezultatul mai târziu. Dacă nu o să ploie, că e un pic cam ciudat. Uite aici ce privele, ce faină. Ce, domnule? Taică tu o lucră pentru tine la Nazna, acasă. Te-a făcut pe tine dacă nu era domnul arbitru, domnul Tizu arbitru. El știe. Aici, adică dacă îmi punea mintea, nu mă... Și acolo alt Tizu în sus. Nu mai mă apucam eu cu tine să mă încui, să mă bârfească tot să știu. Domnul Tizu cel, cel original. Bă, dar tu mă înregistrezi acolo? Nu. Nu așa. Salută, domnule, ce le spui la oamenii de pe YouTube? Că tot timpul se uită la tine. Salută-i. Acolo sunt 3 Dorei, un domn Dorel filmează, domn Dorel Săpescheanu și domn Dorel Tăticu Stangeam. 3 Dorei, 1, 2 și... Se vede, nu se vede nimic, am asta. O plua cu Dorei. Hai o secundă, că se vede ceva acolo, îi vezi pe băieți. Vede cam așa, nu știu, acum s-ar vedea. Vezi? Cam aici, așa. Cam așa e lumina bună. Bun. Zic, domnul Tizu. Aici e bine, m-am dușulit. Cum e să pierd vremea? Zici să zic ceva pe engleză, bă. Spune pe engleză, hello everybody. Zic acum? Da, hello everybody. Hello everybody. From I am from Transylvania. Cum zici? I am... Nu scrie așa. Nu. Da, spune. I am... From Transylvania. Transcom? Transylvania. Transcom? Transcom, Transylvania. Transylvania. Transylvania, simplu. Păi dacă sunt oameni care se uită, am văzut că sunt oameni care se uită și din Anglia și din America la tine. Spune, I am a Dracula from Transylvania. Să vadă, să-i te aduci. Eu stata vostru. Sunt mulți care... Când ai luat bota aia la voi. Fugiți pe aici ca potărnic. Sunt mulți, spune, domnule. Sunt mulți care se uită din Anglia, din Germania la tine. Eu am spus de rusă, nu? Am ceva neplăceri că... Auzi, zi un pic și în germană ceva. Iese scandal. Zici ceva și în germană. Nu, no, acum din ea ai pe rusăște. Zici pe rusăște. Mă învață tu pe germană să zic. Paruschi? Paruschi, paruschi. Pe rusă știe tăticul de rusă, pe germană eu știu pe engleză. Tu știi de toate. Eu nu știu așa de bine, tăticul știe rusă. Tu că le cam prea știi, cam toate le știi tu. Are fain să știu și rusă, nu știu rusă.